Bălcenilor le s-a făcut dor de nămeții de odinioară. Aceștia spun că primii fulgi de nea căzuți astăzi le-au creat o dispoziție nemaipomenit de bună. Chiar dacă s-au topit repede, oamenii speră să fie o iarnă cu multă zăpadă. Este o bucurie, adică și pentru copii, dar și pentru noi, ca așteptăm o roadă pentru al viitor. Ar fi extrem de frumos, dar și mai frumos dacă s-ar depune toată nesoarea asta, dar nu s-ar topi imediat și s-ar atinge de pământ. Dar în orice caz, atmosfera e plăcută. Dacă ar fi așa și în decembrie, ar fi super. Normal! În luna noiembrie. Deja trebuie să ningă, cum vreți. Să arăt sentimentul de sărbători, de iarnă. Stă foarte bine. E super timpul. Cum să ne bucurăm că nu-s primii fulgi? La noi, la Bălți, sunt primii fulgi. Așa că ne bucurăm. Numai că ea că stopiește, se încălzește. Noi, nepoții de la Chișinău, vor să ne la Bălți, dar ele nu. Adică ne bucurăm foarte mult. E clar că vine iarna de acum. Trebuie să fie de multă gomăt în anul să se întârzie. Așa că pe ce din tot se întârzie. În copilăria noastră era o mătă încă acum și de o mătă bine așezat. Meteorologii anunță pentru zilele următoare temperaturi scăzute, însoțite de lapoveță și ploi.